Bună ziua, cum vă numiți? Mă numesc Tudor Antohi și, și sunt de 20 de ani în Quebec. Fericit, toate bune. Deci sunt analist în informatică și chiar vreau să vă spun ceva apropo de acest câmp românesc. Păi asta vreau să vă întreb, stați puțin că vreau să vă întreb. De ce sunteți aici? Sunt aici pentru că, de fapt, soluția mi-a dat-o Patapievici la întrebarea asta. Da, ce, a fost vreodată Patapievici aici? Nu, nu a fost niciodată, dar a scris o carte fantastică și am să vă spun cum se numește. Se numește Partea nevăzută decide totul. Și e vorba de faptul că venim în Canada pentru partea materială, care e cea care o atingem, cea care o vedem, cea care suntem tot timpul sincronizați cu partea materială, cu banii și așa mai departe. Dar există o parte nevăzută care ne macină și ea e cea care decide totul. Și asta e dragostea de țară, dragostea de omul apropiat, în cazul meu de femeia cu care sunt acum, și de toate lucrurile astea fantastice care ți se întâmplă. Și o clipă, cred că ați găsit piatra filozofală deja, nu? Da, s-ar putea. Ce este Val Davidu pentru comunitatea română? Val Davidu pentru comunitatea română este ca un centru de gravitate în care vin în fiecare an și sper să se mențină pentru încă sute de ani de acum încolo, pentru că ne aduce aminte că, de fapt, la origine, suntem în partea asta nevăzută a sufletului românesc. Chiar dacă muncim pe tărâm canadian, quebecois și așa mai departe, suntem în sufletul românesc și învisăm în românește tot timpul. Ce mesaj ați transmite românilor care vă privesc acum? Aș transmite să-și păstreze această parte nevăzută tot timpul, pentru că le asigură fericirea. Că banul și faptul că emigrezi și mănânci mai bine și bei mai bine nu e suficient. Trebuie să conservi și această parte nevăzută. Mulțumim! Salut! Cum te cheamă? Ștefan! Și pe tine? Sașa! Și ce faceți aici? Ce căutați la câmpul românesc? Păi am venit ca să ne distrăm cu românii și ca să sărbătorim vacanța și să ascultăm muzică. Cățelul tău este român sau e de aici, din Quebec? Nu prea știu. Nu știu. Pentru că l-am adoptat. Ce îți place ție la câmpul românesc? Că ne reunim toți românii la undeva și ne distrăm toți și cu muzica românească și cu mâncare românească. Tu ai prieteni români? Da. Câți ai prieteni români? Păi am un băiat care a plecat în România și mai am câțiva prieteni. Am auzit de o școală, Junimea românească, în Montreal. Și acolo am învățat mate și franceză ca să reușesc la școală. Ce le-ai spune copiilor români care te privesc acum? Păi să se bucure de tradiție și să știe că România e frumoasă. Și tu? Că să se bucure pentru că România e frumoasă și că au multe de văzut. Chiar Marea Neagră e frumoasă și deja m-am dus și m-am dus deja de doar când eram mai mic. Numai acum m-am dus și acum mă amintesc și chiar îmi place. Bine, hai, v-am lăsat, pa, pa! Pa! Bună ziua, cum vă numiți? Mă numesc Nicol. Și ce faceți aici? Am venit să trăiesc și să mănânc românește. Ce înseamnă câmpul românesc pentru dumneavoastră? Pentru mine este prima dată când vin aici. Am vrut să văd cum e în comunitate. Nu suntem de foarte mult timp în Quebec și ne simțim foarte bine. De cât timp sunteți în Quebec? Aproape 5 ani.
Și vă place? Foarte mult. Foarte, foarte. Ce le-ați transmite românilor care se uită acum la dumneavoastră și n-au venit la câmpul de la Val David? Vorbiți de românii din Quebec, din Montreal? De... Da, din Quebec, dar de oriunde, așa, din românii din lume, de pretutindeni. Exact. Că și în Canada și la Montreal putem trăi românește. De fapt, putem trăi românește oriunde am fi pe planeta asta. Mulțumesc foarte mult. Cu plăcere. Bună ziua, cum vă numiți? Mă numesc Adrian Rusu, bună ziua. Și ce faceți aici la câmpul de la Val David? Păi ne-am hotărât vremea, nu a prea ținut cu noi, dar am zis hai să încercăm să venim să ne simțim bine între români. Să mai vorbim românește, vorbim acasă românește, dar în colectivitate. Credeți că ne putem simți bine între români? Eu cred că da. De ce nu? Nu știu, că unii spun că nu. Păi dacă nu se simt bine, să nu vină cu noi. Ce înseamnă pentru dumneavoastră câmpul românesc de la Val David? Din Montreal, mă rog, de lângă Montreal. E un loc de întâlnire, ne place muzica care cântă și venim de câte ori se nimerește să nu fim la muncă. Că muncim în weekenduri, unul din două muncim. Vreți să transmiteți ceva celor care se uită la noastră? Să fie români, înainte de toate. Mulțumim foarte mult! De vorbă cu o prietenă, o membră a comunității foarte activă, nu știu cum să vă descriu sincer, doamna Ana Maria Surugiu. Ce faceți? Mulțumesc mai mult decât bine. Văd că aveți niște flori în brațe. De ce? Da, știți de ce? Că am fost răsfățată astăzi în mod deosebit, fiindcă am îndrăznit și n-am făcut rău să-mi serbez ziua numelui, onomastica, în acest câmp superb, care este cu totul renovat, curat. Și dragii mei concetățeni, chiar și chebecoși care sunteți, veniți să vedeți despre ce e vorba la Val David, că nu o să vă pară rău. Ce reprezintă Val Davidul pentru dumneavoastră? Sunteți implicată în comunitate aici de foarte mulți ani. Ce reprezintă până la urmă Val Davidul? O să îmi puneți acum o întrebare cheie. Val Davidul este, în primul rând, o întâlnire de suflet între români, pentru că eu atunci, acum 20 de ani când am venit în Montreal, prima vizită am făcut-o la Val David. Mi se părea că sunt acasă. Erau oamenii calzi, erau dornici să știe ce e acasă. Nu că este numai un punct de socializare, dar este, zic eu, o deschidere, e o cultură, pentru că aici avem posibilitatea să întâlnim și alte naționalități. Și văd că din ce în ce mai mult vin și din alte, prin căsătorii, prin prietenii, din curiozitate. Oameni buni, români dragi, nu mai veniți din curiozitate la Val David, veniți din suflet. Ce ar trebui, cum ați vedea Val David în 20 de ani? Eu mi-aș dori foarte mult să pot să-l văd în 20 de ani. Mă face să râd că... Oricum, eu sunt o credincioasă și chiar dacă Dumnezeu mă iubește, nu o să ajung peste 20 de ani. Dar eu... De acolo de sus o să mă gândesc la dumneavoastră și vă doresc să rămâneți acești oameni sufletiști. Numai noi românii putem fi, domnul Bucur. Vă mulțumesc foarte mult și ce să vă spun, multă, multă sănătate și fericire. Așa se spune la noi, multă sănătate, că e mai bună decât toate. Vă mulțumesc pentru amabilitate. Mulțumesc frumos!